noastră, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecinilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Cela ce prin adâncul înțelepciunii, cu iubirea de oameni toate le chivernisești, și ceea ce este de folos tuturor le dăruiești. Bunule, ziditorule, odihnește, Doamne, și sufletele adormiților robilor Tăi, că spre Tine nădejdea și-a pus prefăcătorul și ziditorul și Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Spre Tine zici, limante avem și rugătoare bine primită către Dumnezeu, pe care le l-ai născunescătoare de Dumnezeu nenuntită, a credincioșilor mântuire. Miluiește pe noi, Dumnezeule, după mari mila Ta, rugăm-ne, Ți auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru odihna sufletelor adormiților robilor Dumnezeu, eroii căzuți în decembrie 89, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor nedrepti, se odihnesc mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor la Hristos, împăratul cel fără de moarte, și Dumnezeul nostru să cerăm. Doamne, Doamne, miluie, miluiește! Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Dumnezeul duhurilor și a tot trupul, care ai călcat moartea și pe diavol ai surpat și ai dăruit viață lumii Tale în sus, Doamne, odihnește sufletele adormiților robilor Tăi căzuți în decembrie 1989, în loc luminat, în locul verdeaț, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea. Și orice greșeală au săvârșit ei, cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartele lor. Dumnezeu să ierte. Că nu este om care să fie viu să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat, dreptatea Ta este dreptate în viață și cuvântul Tău adevărul. Că Tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor Tăi, Hristoase, Dumnezeu nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, prea sfântului și bunului și de viață făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru fericită adormire, fă, Doamne, veșnică pomânirea adormiților robilor Tăi, și ce-a fost pomenit astăzi aicile fălor, Doamne, veșnică pomenire! Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire! Le fălor, Doamne, veșnică pomenire! Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire! Pomenirea lor din iam în iam, în veac în veac, și le fă lor, Doamne, veșnică pomenire! Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică
calor pomenire. Dumnezeu să ierte și Dumnezeu să ierte. Iar noi ca un bun iubitor de oameni să ne miluiască. Dumnezeu să ierte. Steagul acum, punem coroana când slujba a fost făcută. Că e păcat, că ăsta e un, e o amintire și un simbol, nu? Da. Așa, oricum trebuie să. Așa. Și puneți frumos. Da, da, cum? Eu aș face chiar bravo. Asta am vrut să spun. Asta am vrut să spun. Asta. Da, ce frumos. Așa, așa. Vă rog. Din cauza asta am avut dimineața ședință cu directorii. Am făcut acum la 9 luni aici, la acesta din Consiliul Local de Strică. Da. Și am venit pentru un roman, n-am lăsat acolo. Mi-am lăsat lucrurile și ce vreau eu. Gata, mulțumim, doamne! Se curăță. Se curăță. Sobre piciorul într-un spie. Aia tot concetul ăsta să așeze. Ca o, ca o naștere grea, e naștere grea. Refacere grea, dar se va reface. Se va reface. Mulțumesc. Sunt convins. Mulțumesc. Dacă s-a schimbat ceva din opinia dumneavoastră? Da, s-a schimbat, sigur că da. Sunt la pensie. Mulțumesc partidului pentru pensia mare și măreață pe care mi-a făcut-o. Așa. Și restul, ce să zic eu, vedeți și dumneavoastră. E democrație. Mare, mare democrație. Pentru căței, nu. Numai pentru dulei. Mă iertați, eu sunt un piculeț pus pe glume așa, mai ales că la vârsta de 66 de ani, când ai trăit atâtea, ai lucrat ca medic, ai lucrat cu suferința oamenilor, am reușit în 22 decembrie 89 să capacitez populația în așa manieră încât să nu se întâmple evenimente. Îmi pare foarte bine, nespus de bine că nu suntem printre orașe eroi, cu morți, cu răniți, pentru că am avut grijă să conduce populația și populația a fost cu minte și la locul ei. Sunt oameni liniștiți, moldovenii. Și am reușit să nu avem evenimente, deși, dacă stau să mă gândesc, să știți că noi eram foarte direct vizați. Aici erau multe unități militare. Aveam multe depozite de armament. S-au încercat niște diversiuni, dar au fost stopate din timp, pentru că am avut un aport extraordinar de mare din partea armatei. Și toate evenimentele au decurs în așa manieră încât, până la urmă, totul s-a produs cu
cu liniște. Bine, au fost mișcările de stradă și tineretul care era plin de verbă și... Dar încet, încet lucrurile s-au liniștit. Îmi spunea tatăl meu, ce mă băiete, știi cum este? Începe furtuna în munte și râurile se umflă și duc toate gătejile cu ele. Și pe urmă se liniștește și poți să bei apă de acolo. Așa va fi și cu țărișoara asta. Acum 27 de ani eram proaspăt profesor, discutam în cancelarie despre evenimentele de la Timișoara, din București, din țară. Puțin știu că, în mod normal, așa cum a fost gândită, revoluția trebuia să înceapă de la Iași, prin 86. Eram student atunci și știu că am fost verificați în camere, am fost inventariați pe tabele, cei care eram veniți din altă parte, nu din Iași. Iar momentul culminant a fost la finala Cupei Campionilor Europeni, când a pornit de sus, de pe Copou, din Codrescu, un grup masiv de studenți și din Tudor Vladimirescu un alt grup. Și trebuia să ne întâlnim în piața Mihai Eminescu, în piața Unirii, în zona aceea. Ei, a intervenit atunci și armata, a intervenit atunci și poliția, miliția de atunci, jandarmeria nu era, și am fost topate să ne întâlnim, pentru că era un pericol imens în acel moment. Cine a fost student atunci își amintește. Iar ulterior, când a căzut Iașul, trebuia să înceapă la Brașov. Erau gândite activitățile. 88 trebuiau să înceapă la Brașov și acolo au fost topate, inclusiv cu acțiunile din orașele miniere, cu intrarea în mină, cu blocarea minerilor. Iată că în 89 a început Timișoara. A început și e bine că a început. E păcat că s-a terminat atunci cu jertfă de oameni. Peste 1000 de oameni au murit. Din ce spun statisticile? Se pare că mulți mai mult, mult mai mulți au fost. 1400. Aproape 1400, da. Dumnezeu să-i odihnească, comemorăm astăzi jertfa lor și suntem convinși și luptăm la rândul nostru pentru ca jertfa lor să nu fi fost în zadar. Încercăm să făurim o lume mai bună, mai dreaptă, cu oamenii care îi avem. În orice comunitate, ca și în orice partid, sunt și oameni buni și oameni răi. Nu există partide bune, partide rele, nu există comunități bune, comunități rele. Există oameni buni și oameni răi, iar înțelepciunea poporului trebuie să fie acolo să aleagă între oamenii buni. Oamenii care sunt mânați de interese corecte, de interese transparente, astfel încât să poată să-i sprijine și pe ceilalți. Dumnezeu va lumina și va înțelepți. Și iată, este un sfârșit de etapă, dar și un nou început de drum pentru mine și plecăm cu credință în Dumnezeu și cu sufletul curat pentru o luptă, pentru o muncă frumoasă, corectă și demnă pentru romani și romașcani, pentru cetățenii din Roman Metropolitan, aproape cele 220.000 de suflete care viețuiesc în Roman și în cele 27 de comune arondate municipiului Roman. Voi străjui pentru acest deziderat și mă voi bate pentru el până la ultima picătură de energie. Dumnezeu să-i odihnească pe cei căzuți, Dumnezeu să ne înțelepțească și să ne dea nouă minte și suflet să putem face lucruri bune atâta timp cât suntem în forță, în putere, pentru localitățile noastre și pentru oamenii care locuiesc în ele.